Aici trebuie să avem foarte mare grijă și asta am de gând să spun colegilor în Consiliu. Un buget al zonei euro în sine nu este problematic dacă prin acest buget nu se creează o nouă falie între zona euro și țările non-euro. Așa cum a fost o propunere a Comisiei pe care am salutat-o la momentul respectiv, acest buget al zonei euro prevede și fonduri pentru dezvoltarea unor programe pe țările care încă nu sunt membre în zona euro, dar doresc să devină. Dacă conține această componentă, este în regulă. Dacă însă se adâncește falia, atunci s-ar putea să fie nevoie de mai multe discuții.